Domnul primar, am văzut că sunteți în febra pregătirilor pentru Paști. Mă bucur că a fost de oxigen al comunei Mitrofi, care au început să îmi demareze acțiunile începute deja de mine prin igienizarea, mai bine spus, a întregii comune, pentru că de-a lungul timpului se creaseră anumiți arbori, sau mai bine spus așa, într-un termen mai popular, boschis, care crescuseră pe marginea drumului și cred că din punct de vedere estetic creau o imagine și o oglindă urâtă a comunei. În momentul de față, oricât ai încercat să faci curat în comună, discutăm de una dintre cele mai lungi și cele mai mari comune ca și întindere. E foarte greu să facem față, nu reușesc comune mai mici ca noi, ca și suprafață, să facă în totalitate. Noi sperăm ca în decursul întregului an să terminăm și să și întreținem. Aș avea o rugăminte la cetățenii care încă mai conștientizează de ce înseamnă cu adevărat curățenia comunei, curățenia șanțurilor și, de ce nu, și a izvoarelor care ne înconjoară, de a nu mai face atâta mizerie în jurul lor. Am promis, cred că în probabilitate de cel puțin 30%, încet mi-am atins cu bine targetul în mai puțin de un an de zile și cu siguranță în viitorul apropiat și în timpul care mi-a mai rămas voi duce la bun sfârșit întreaga platformă. Ce-i drept, îmi este mai greu cu locurile de muncă, pentru că îmi sunt necesar oamenii care să pună umărul la crearea acestor locuri de muncă. Oamenii au crezut și cred că eu le voi face peste noapte de aceste lucruri. N-am o baghetă magică și mi-aș dori eu, ce-i drept, aș împrumuta-o și colegilor mei primari, dar nu am. Eu am nevoie de ei, așa cum am avut nevoie de ei la alegere, așa am nevoie și de ei și prin crearea acelor locuri de muncă și acelor ateliere de protejate de care am vorbit în de-a lungul campaniei și cred că voi vorbi și de-a lungul mandatului. Și eu sper că cu ajutorul bunului Dumnezeu și al lor să ori reușim și să ducem la finalitate acest proiect. Alte proiecte ce aveți în derulare? În momentul de față avem proiectele care sunt pe asociația de dar între Stejul și Urezan de asfaltare, celălalt avem asfaltarea satului Valușean, Băcești, și achiziționarea utilajelor. Doamne, sper că vom duce la bun sfârșit aceste proiecte începute. Și au avut mici probleme, le-am ajustat acolo unde a trebuit, împreună cu domnul primar Cârstea, domnul primar de la Urezani. Am reușit să le ducem pe un făgaș mult mai bun și mai coerent decât fuseseră lăsate. Eu inițial am redepus, mai bine spus, proiectul de grădiniță, care acum se află pe SEA pentru licitație. Sperăm să înceapă demararea construcției într-un termen cât mai scurt. Ca și primar am depus și mi s-a aprobat reabilitarea dispensarului, reabilitarea școlii generale, instalații, un lucru foarte important, spun eu, reabilitarea, extinderea și reabilitarea și modernizarea totodată a instalației de apă. La finalul canalizării, lucrării de canalizare, o să depunem și extinderea, pentru că v-am mai spus și atunci și acum, mă repet, și de multe ori poate lucrurile care se tot repetă din glasul meu sunt lucruri viabile, lucruri necesare de care cetățenii au nevoie și așa cum am spus atunci că întreaga comună are nevoie de o canalizare, cred că și este benefică pe de altă parte și dat fiind faptul că toți plătesc aceleași impozite, așa că toată lumea trebuie să beneficieze în mod egal de întreaga bunăstare a comunei. Ne aflăm pe unul dintre cele mai frumoase locuri din comuna Stejar, locul unde se desfășoară zilele comunei Stejar și Bâlciu anual. Câteva vorbe despre viitoarea organizare a acestui loc și eveniment. Știți că am început, cum s-ar spune, cu stângul acest eveniment, pentru că am avut
mici altercații, nu eu, cum să spun, e mult spus altercații între mine și cetățeanul care a ras și a discutat acum acest loc, dar prin promisiunile solemne care mi le-a făcut atât verbal cât și telefonic, dumnealui și-a luat angajamentul ca până de Sfântul Ilie terenul să arate corespunzător pentru cel mai important eveniment pe care Comuna Stejar îl desfășoară de-a lungul, cred că, peste aproape de 100 de ani, dacă nu mă înșel. Cu siguranță are o istorie incontestabilă acest eveniment. Am promis și sunt printre, cred eu, și îmi place să mă mândresc că sunt printre puținii oameni care și primari care promit și realizează. Am promis o scenă în viitorul apropiat după sărbătorile cele mai importante din, ca și început de an, al Sfintelor Paște. Vom începe construcția unei sceni noi, acolo în spatele meu, unde a fost amplasat anul trecut. Voi crea o scenă cu o vizibilitate pentru întregul teritoriu de aici, unde va avea loc și unde se va desfășura evenimentul de zilele Sfântului Ilie. Am promisiuni de la artiști consacrați și cu un target atât național cât și internațional, și aici vreau să îl readuc aminte și pe maestru Gheorghe Zanfir, cel mai mare naist al României, și să nu uităm că rădăcinile dumnealui de aici provin, din comuna Stejari, așa cum provin foarte mulți oameni din comună cu nume la București. Această comună a dat valori indiscutabile și cu nume greu în lumea politicii, a Ministerului de Apărare și a mai multor birouri și funcții. Ceea ce printre alții vom avea pe îndrăgitul meu prieten drag, Valentin Zanfira, care va fi alături, așa cum și eu îi voi fi alături tot timpul. S-a creat o conexiune, cred eu, mai mult decât prietenească, mai mult familiară. Vom avea, cu ajutorul Bunului Dumnezeu și a cetățenilor, pentru că să nu uităm, toate evenimentele și realizările care se desfășoară în comuna Stejari sunt din banii cetățenilor, ai contribuabililor și, cu bineînțeles, cu ajutorul Consiliului Județean, căreia nu voi ezita să-i mulțumesc pentru susținerea financiară de care au dat dovadă și anul acesta, nefăcând parte din așa zisa culoare politică a lor. Au înțeles că sunt un primar tânăr, voitor, dornic de muncă și care își dorește cu adevărat să se și afirme. Multe ar fi de zis, dar mai multe ar fi de realizat. Din punctul meu de vedere, cred că doar timpul le va discerne ce am făcut bine și ce am făcut rău, ce am promis să realizez și n-am realizat. În rest, nu știu, sunt multe. Știți că sunt un candidat mai reținut în vorbe și mai bine axat în fapte. Pentru că faptele vorbesc, nu vorbele. Sau vorbele se propagă prin fapte. Domnule primar, vă mulțumim pentru interviul acordat în exclusivitate pentru ziarul Universul Olteniei și succes în continuare. Cu cea mai mare plăcere și știți bine, mai ales că faceți parte din comuna noastră, sunt mândru că mă aflu astăzi alături de dumneavoastră și v-aș ruga cu cât mai multă susținere sufletească și să înțelegeți că în perioada nu aceasta și de-a lungul vieții noastre nu au loc răutățile și aș ruga cetățenii pe această cale să încerce totul să-și protejeze natura, pentru că atunci când natura va dispărea, vom dispărea și noi și nu e bine să dea foc pădurilor, pășunilor. Mai bine să ceară ajutorul a cetățenilor din comună, a primarului și cu siguranță vom fi acolo, alături de ei, acolo unde au nevoie de noi, pentru că, într-adevăr, oamenii au îmbătrânit, au nevoie de ajutor, de sprijinul nostru, atât moral cât și financiar și fizic. Încă o dată vă mulțumesc și mă simt mândru și onorat că sunt primar al acestei comune, una dintre cele mai mari comune din județul Gorj și vreau pe această cale să mulțumesc Consiliul Județean, cetățenilor din comună, al prietenilor și să le urez tuturor un Paște fericit și Bunul Dumnezeu să ne fie alături
în întreaga noastră viață și în tot ceea ce ne dorim noi să realizăm pentru oameni și pentru familie.